Deci avem din nou echipă. Echipă de trei, Alexandra Tudor, Oxana Gheorghean și Camelia Bălțoi. Camelia este la program, astăzi fiind seara de Liga Campionilor. Înțeleg că trebuie să stea să pună și voce pentru știrile de a doua zi, de mâine dimineață, pe care le va prezenta Roxana. Altfel, dacă nu pune Camelia voce, ce să prezinte Roxana? N-are ce să facă. Doar așa. Și atunci este absentă motivat. Dar vin, vreau să strângem toată echipa, că avem și un joc, să vedem cât de bine se pricep la sport, fetele de la sport. Și cu capitanul de echipă, om de sport celebru, da. Vechi camarad de-al meu pe tărâmul presei încă de prin 92-93, Cătălin Oprișan. Seara bună, dragilor! Bună seara, bună seara! Ne salutăm! Trăiți! Asta e, recunosc că ideea mi-a venit din momentul în care cei de la marketing ne-au cuplat în acel cânt. Dar și ce care, frumos a încântat! Ai văzut? Da! Ai văzut? Numai vocea mea s-aude! Da! Corect! De când ați avut succes cu noi! Am avut succes! Tu trebuia să ai grijă să-mi dispară petale de mătreață. Dar văd că ești nerecunoscător. Păi, dar pe filmarea oficială am fulgișor de aia, dar înțeleg că pe filmare nu era job-ul. Nu era ăsta job-ul, da. Și fai, mă, maestre, mă. Cu de astea negre ați venit, bună seara, nu bă, ați găsit. Culmea, mă, deci, bă, măcar să... Aveți că am schimbat canapele, le-am pus albe. Ce, acum? Da, păi uite-le da, pe alea negre. Bravo, da, contrast. Corect. Ce să facem, na. Zii tu, că tu ai noutăți. Stai că începem cu în ordinea numeră de pe tricou. Cum ai zis, regele sportului. Regele sportului. Așa scrie acolo pe burtie. Păi așa scrie acolo, să spun. Așa scrie acolo? Da, uite. Un fel de Hagi al Antenei 1. Da. Bravo, da. Eu și cu ălălaltul. Să fie bine, să nu fie rău. Da, cu fantastic. Mai, și ăla era tot rege. Da, încă e. Nu era rege. O să ai și o emisiune, nu? O să avem și una bucată emisiune, astăzi și e miercuri seară, deci de vineri, unde trebuie să mă uit acolo? Da. De vineri dimineața, că nu mai văzut de mult. La 10:30. As.ro live îi spune, deci antenasport.ro, departamentul întregit, exact cum ai spus și tu. Nu vrem să facem concurență și nici asta nu e ideea noastră, adică la emisiunile cu minutul și scorul, pentru că sunt televiziunile de profil care fac treaba asta și analizează. Da. Noi suntem mai mult pe, adică nu mai mult, suntem pe entertainment. Cu invitați? Cu invitați, live în fiecare dimineață. De exemplu, The Old Number 7 is back. E vineri, adică Marius Lăcătuș. Corect. Da, ca să nu vă gândiți la... Lăcătuși, Balint? Da. Discutăm de la 10:30 în Coloșa despre oamenii care dar au scris... Trebuie și mai de Dănciulescu, știi că e nașul Dănciulescu? Da. Ce că eu cu Dagi în perioadă, așa începe discuțiile pe WhatsApp. Lăcătuși, Balint, da. Cum l-au transformat în, da. În adică agent? O să vorbesc cu fetele. Ce se mai întâmplă în patinajul artistic? Multe lucruri, de exemplu, uite, poporul chinez, frate și prieten, ați văzut ce a făcut, nu? Că a redus muntele Everest. A zis destul. Să vorbească cu repetiția azi dimineață, știu poporul eu. Poporul chinez, frate și prieten, a anunțat astăzi că Everestul este cu 3 metri mai mic. Deci nu mai are 8848, că a zis că în vârf e zăpadă și azi, bă, în funcție de când ninge, nu poate să aibă 8849 sau 8800. Și a numărat direct acolo și au să termină zăpada. Și a zis nu că... e ca ora noastră de intrare, să fie când la 12, când la 1, când la... Ei au reușit să o fac. Gata, terminat. Da, gata, trecem la fete. Dimineața? Am făcut 2 ani matinal. Am mai povestit eu asta, adormeam pe budă când mă trezeam cu capul pe chiuvetă. Tu la 6 deja intri, nu? Da. Și la cât te trezești? 3. Și mâine ai rubrică? Da. Hai. La 3. Știi câte ceasul acum? Suntem în altă zi deja. E deja 8 și o să pleci de aici la și jumate și ajungi acasă, cine știe, când la 1, mai dormi? Nu mai dorm. Deci e cumva revelionul în seara asta, nu? Oricum nu s-am revelion. Da, era să zic, te uiți la Dan și nu mai poți să mai zici cum îl cheamă pe cel care face revelionul. Nu, da, bravo, da, Dan. Bravo, mă, da, da, la, da, nu poți să mai spui. Păi asta a fost și ideea ieri, mă, când a zis ăla, te uiți la revelion cu Dan Negru și ăla i-a zis, de ce, bă, adică nu mai voi zici să mai... Ata, da, aici au luat. Da, da, da. În schimb, pe Camelia și pe Alexandra le vedem doar la 7 și la, la, mă rog, la 19:55. Da, la 8 și la 23, 24, 24 și jumate. De ce nu faceți prin rotație?
Am mai făcut și mâini rotații. Ce urât s-a uitat la cineva. Am mai făcut și mi-am fost dimineața. Știi că și mi-am fost dimineața. Până să vină Roxana, da, mergeam și dimineața. Mamă, e oribil. Absolut oribil. Frumos. Da, da. Mamă, și acum iarna. Bă, știi cum era iarna? Bă, când plecam la 4:30 de acasă și toate becurile din locuințe, din case, erau stinse. Mi-închipuiam cum stau oamenii sub plapul, mă, acum. Fai de capul meu. Da. Altfel, legături cu sportul, stai că trecem ușor spre cunoștințele sportive. Faceți sport? Eu am făcut. Ai făcut? Am făcut sport, da. Tu știi că ai un mare fan aici, în fiecare seară. Da, când aveam subiecte în care venea Sorin Ovidiu Bălan, ei, noi intrăm imediat, suntem cumva lipiți de tine. Da, la câteva secunde, știi? Da. Îl așezam, îl cablam. Stai așa, Dănuțe. Da, întrebi tot. Veneau săracii oameni să îi monteze, lăsați-mă în pace. Ia uite ce picioare are fata. Dacă știam. Bă, dacă știam, îl aduceam în seara asta să te cunosc. Uite, bă, Dănuțe, ce picioare are, zic. Haideva, avem echipă valoroasă asta. Da. Deci ca să știi că aici în platou avem. Ei, bine, Sorin Ovidiu Bălan este aici. Da, deghizat. Strigă-l, Sorin, să vină curând. Da. Deci aveai un fan. Da. Da, ce mă bucur. Ai făcut sport, înseamnă că... Am făcut sport, da. De aici ei, trupurile voastre, nu? E, na, da. Ce sport? Să zicem. Am făcut gimnastică. Da. Am făcut gimnastică, dar eram puștoaică, eram mică, am făcut până la... Ai vrut să fii Nadia, 13 ani, da, ca, ceva normal, așa. Normal. Da. Și ai făcut și tu așa era mod atunci. Arte marțiale. Arte marțiale? Ai grijă. Da. Ce centură ai? Nu am, că am făcut doar pentru neagră. Ai făcut degeaba, că nu poți să iei centura. Pe mine să nu mă trebuie de sport, că la mine să vede. Mamă, dar astea sunt multe. Ce, că sunt cu denumiri, cu Kyokushinkai, cu de-aia. Am făcut Kwankido. Te bate cu energia ta. Da. Adică Kwankido te convinge pe tine să te bat singur. Bă, în viață multe fete m-au convins să fac singur multe alte treburi. Ei, Kwankido este următorul nivel, înțelegi? Deci dacă ajung să-mi dau și tă. Mă zi-mi cum e, cu picioare în gură, cu de-astea? Autoapărare. Da. Și acum merg la box. Dar e bine pentru o fată? Adică, mă rog, e bine cu autoapărare, dar nu prea e feminină disciplina, nu? Ca este. De ce n-ar fi? Dar nu prea e feminină, zice, bă, este. Hai, cum am fost așa? Bună ziua, domn doctor. Iar nu mai râdesc că în 2024, de ce am discutat dimineața? Sunt noi discipline la Olimpiadă. Patru. Da, breakdance-ul. Da. Disciplină olimpică. Serios. E cuvântul meu. Escaladă. Deci te sui pe păreții ăia? Sau ce o să mai în pandemia ta tot ne-am sui pe păreții. Probabil că da-i au. Surf. Mai bine, suntem pregătiți. Surf. Și nu surf. Surf. Și încă una mai e. Striptease? Nu știu. Dans la bară. Dansul la bară. Nu știu ce. Da. Atenție mare, la 1900, când a fost prima olimpiadă la Paris, știți că disciplina olimpică era trasul de sfoară, nu pe sfoară. Trăgeau aia. Hău. Și acum am atent, că eu fac tabelul. Ideea era să vină toate fetele, cum am spus, mă rog, Camelia e la treabă. Păi, să vedem cine câștigă, cine câștigă competiția întrebărilor din sport, că așa ar trebui, nu? Da. Ne fiind Camelia, îi ții tu locul? Da, eu și arăt un pic. Sau tu vrei, sau tu vrei să fii capitanul de echipă să le supri? Păi și ce trebuie să facem? Păi nu știu, dacă nu știu ele, să vedem dacă știi tu. E mai bună varianta. Bine. Cine știe primul, ridică. Păi cine ridică primul? Ca să nu ziceți. Răspunde. Adică bang. Da. Hai. Fetelor, hai să ne concentrăm un pic. Gata. Cuță, da? Da? Un pic. Copota, cum e la Dinamovici? Să câștigăm și meciul, dar nu ne trimite ea banii, dar măcar am. Hai ne concentrăm să câștigăm și. Ce le-a zis înainte de marele meci cu Danemarca din 89? Dicât să ne bată ăștia să ne omoare, ce poate să ne facă mai rău? Poftiți la joc. Neaimi, da. Avea... Și o vorbă, dă-l dracu de minge. Jucătorii Dinamoului. Dinamoului, da, exact. Gata, Botolin, hai, prima. Să concentrez. Ce reprezintă cercurile olimpice? Audi. De la Audi plus una în plus. BMW. Bă, nu știți. Mă, nu știu, nu. Nici eu nu știu dacă asta e, dar așa mi-a fost. Tu măcar ce scrie acolo? Așa mi-a fost scris, așa da. Zic. Stai mă, erau ceva, cele cinci elemente, ceva cu elemente ale... Continente. Prei în echipa noastră. Alea cinci elemente e un film cu Bruce Willis, cu ăștia. Cuente, scuze, cuente, așa. Ai rămas pe Netflix. Așa era. Am început greu. Hai să ne concentrăm un pic. Ce echipă a câștigat de cele mai multe ori Liga Campionilor?
Barcelona. A, trebuia să ridic? Da. Nu mai ridica, că ai greșit. Da? Da, dar n-a răspuns nimeni, deci mai ridic. Mai ridică, mai zi o dată. Real. Bravo. Da. Bă, știe. Bă, câte? 13. E, 13. Da. Bine, frate. Ce ți-am pune, mă, de sus? Pune mai la Alexandra. Așa. Pole position se referă la? Automobilism. Păi da, dar ce înseamnă? Formula 1. Ce înseamnă? Că pleci primul. Da. Bă, mă, ce faci? Am uitat să ridic... Nu mai contează. Așa. Băi... Băi, pregătire, frumos. Băi, ce naiba. Una la care nu știa nimeni oricum. Cine a câștigat campionatul mondial de fotbal feminin în 2019? Statele Unite. Pune două puncte. Mai știu, mă uși eu la documentare. Te uiți la fotbal feminin? Nu, dar să fiu sincer, am văzut. Dar câștigă numai americanele de întotdeauna. E o singură echipă. Fii cu americanii și atunci. Nu, chiar am văzut un documentar de curând în care era prezentată antrenoarea Statelor Unite. Așa e, da, e pe Netflix. Bravo, da. Ai văzut? Bravo. Eu mai citesc din când în când și știri cu, știi, cu orientări sexuale și atunci până echipe de feminine. Mai cine a câștigat campionatul de Kama Sutra din 2018? Nu, de la echipe feminine mai vine câte o știre de asta. Cu Tăreasca, portărița s-a măritat cu pivotul, știi? Da. Ele fiind amândouă pivotul, chiar dacă e la masculin, tot fată e în echipa de fete. Așa mai aflu și eu, dacă altfel cine se uită la asta? Mă rog. Asta ca să știți ce gen de știri mai citești eu, da. Una fiind aici. Cum se numește sportul olimpic în care femeile și bărbații pot participa la competiție împreună fără să existe probe de masculin și feminin? Căsătorie. Adică mix. Cum se numește căsnicie sportul? Grea. Da, cum se numește sportul care nu are... e mixt. Păi mă, că asta nu înțeles ceva, nicio, nu adică... știu, m-am supărat cu ceva. Deci, Cădăline, zi! Păi n-am înțeles. Adică nicio. Pot concura bărbați cu femei în același probă. Adică să probă. Joace Halep tenis cu cu un bărbat. La aceeași probă participă și femei și bărbați. Păi tenis la mixt. Uite, da. Păi de ce nu mi-a dat asta? Dar nu e sport olimpic, probabil, cică. Deci v-a spus pe noi, că pe bune. E echitație, bă. Da, mă, că poate și învățăm ceva, nu? Da, bravo, uite, ăsta e bun cu... Vezi? Cum ai zis? Tenis mixt? Păi nu e tenis asta, da. Finala dublu mixt. Da, dublu mixt. Corect. Bravo, mă. Băi, Aido, ce ai făcut, mă? Mă faci de... Iată, mă faci de bahaos aici. Da. Bă, dar și la echitație, poți să... Nu? A, cică, aici nu există... Stai, mă, că am primit completări. Acolo, cică, există în tenis și masculin și feminin și dublu masculin. Adică să nu fie... Aici doar așa. Aici doar așa. Păi am văzut eu o probă numai cu fete, erau călare. Iar, băi, să nu amestecăm site-urile alea de nu le cunoaștem cu... Ia, nu m-am uitat unde... Era un cost creat Dorsel. Da. Nu, presents super, Black Beauty Gun Man. Super One HD scria. Și erau niște reclame cu un card, așa scria Pornhub. Era cadou de... Mă rog, nu m-am uitat unde trebuie. Bine. Bine. Cum se numește tenismenul român, care a fost component de bază al echipei României de hockey pe gheață, alături de care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă și la Campionatul Mondial de hockey. Tenismen român. Tenismen român? Da. Țiriac? Țiriac. Da. Tu ce ziceai acolo? Eu? Era un greer. Era diri, un greer. Da. Jucai diri. Și am atenție distributivă. Da. Băi, o punem cu jumătate de... De ce, mă? Adică și la mine jumătate. Păi da, și da. Dăm și Roxanei. O stamă, dar antrenorul jucător nu ajută. Ai zis cu jumătate de gură, nu? Roxano, ce facem, tată, că n-am de astea de... N-am de lupte. Dai, bă, nu-ți pierd speranță. Cu ce echipă va lupta? Va lupta? Bă, Doamne. Cu ce echipă va lupta Dinamo? Dinamo luptă cu foamea, adică... Echipa faliment FC? Doamne ferește, auzi. Cu ce echipă va lupta Dinamo vineri? Adică mâine. Adică deja azi e joi. Da. Cu Poliaș. Bravo, mă. Poliaș, ai văzut. Bravo, mă. Tace și lecoace. Ai văzut, deci îți place vreun Dinamo vineri? Nu. Asta e, mă, că tu ești din Moldova. De-aia știe cu Poliaș, cu... dar nici la voi. Nu știu unde e foamea am mai mare. Am văzut că se pregătea la Dinamo pentru o nouă victorie. Nu știu unde e, la Dinamo sau la Poliaș. Că aceeași perioadă de neplată la ambele. Mă rog. Ce s-a terminat în 1919? Foametea. Ce s-a terminat? Din punct de vedere sportiv? Nu. Uite, mă, vezi întrebare. Și asta, capcană? Da, e capcană. S-a terminat anul 1918. Corect. Băi, o trec... De alea de oracol.
Anii 2000. Ce îți place din platou? Golea jos, mă, iscălesc. Bă, da, pentru că aș știu că eu te trec cu jumătate răspunsul aici. Cum cu jumate? Pentru că ți-ai dat seama că s-ar putea să nu fie din sport, nu? Păi da, nu, cu jumătăți de măsură. E colega mea, normal.